Salutare, eu sunt Ionuț și știu că n-am făcut un video de foarte mult timp, dar astăzi vă voi arăta cum să vă descărcați Bioshock Infinite, Buried at Sea Episode 1, pentru că am zis cu multă lume. Efectiv, vrea foarte multă lume, până și m-am vorbat, l-am găsit. Majoritatea, dacă căutați pe net sau pe câte de astea pe YouTube, găseați ba survey, ba cât virus nu și-am văzut acum virus și-am scăpat de el. Dar am găsit un link care, din câte vedeți, și eu îl descarc chiar acum, că am viteză slabă din cauza la filmare, mă rog. Deci, efectiv, intrați pe link care vă dau eu, acesta, Scarpion. Ba așa cum sunt, Barrel at Sea, Episode 1. Și alegeți care vreți voi de aici. Nu, cred că nu pe asta, pe primul, puțin să văd că 10.41, da, ăsta e, ești eu pe ăsta armat. Deci, veți avea acest link are, în descriere, are arhive, aici sunt toate cerințele, aici nu, mă rog. Este bun, adică eu nu am făcut, chiar acum îl descarc. Și da, nu știu, ca să nu fie niciun survey, nu vă faceți grijă de așa ceva. Dacă, de exemplu, vă cade un survey, puteți să alegeți un altul, cel de rău by Skydraw. E cel mai bun pentru că Skydraw, No Steam, sunt două site-uri care tot timpul tratează jocul bine. Și dacă mai doriți, ia puțin să mă filmarea. Trebuie să fac mai mic. Să vă arăt încă un site foarte bun, nosteam.ro, logic, ro, de la român. Nu e nevoie atâta că o să aveți câteva ad-uri care vi se vor deschide până dispare fereastra asta, dar după aia când dați o leacă de scroll, va dispare. Bun. Și din câte vedeți, aveți aici FIFA, toate jocurile, Call of Duty Advanced Warfare, am văzut că au văzut NFS, The Sims 4 adăugat, The Forest, Game of Thrones, Far Cry 4, de aici l-au plăcat și pe neam. Am văzut că aveau și Arma 3, Call of Duty, Flatout 2, care îl joc și eu. Stați să vedem unde este. Assassin's Creed, logic. Crysis, GTA, Call of Duty, Counter-Strike Source, Left 4 Dead. Nu știu, trebuie să fie pe undeva pe aici, știu că l-am văzut. Da, puteți să-l căutați și voi, stai, mai caut puțin. Sniper, cred că au și Outlast, dacă nu mă înșel, Mortal Kombat. În orice caz, înțelegeți că au o tonă de jocuri, deci vă recomand, adică eu nu, asta, deci The Walking Dead, deci astea sunt, știa 5 noi Steam, astea sunt cele care vin. Acum, nu înțeleg de ce nu găsesc ăla. Dar se șai foarte ușor de descărcat, deci nu vă faceți grijă de descărcare, descărcarea e ceva din iort, foarte simplu. Deci, don't forget to skip app on our flag. Aveți și Left 4 Dead aici, păi nu înțeleg de ce nu vă joc, să mă duce. Am dat, uitați-vă, Bioshock Infinite, no Steam. Aici. Deci, prima dată când dați pe el o să vedeți să deschidă niște ad-uri, ești de pe pagină. Și acum așteptăm o secundă, click here to continue, așteptăm. Bun, 9. Bun. Asta, anunțurile fac da un succes. Eu nu dau renunță pentru că nu vreau să mai descarc o dată, că deja descarc așa acolo. Dar aveți grijă, în timp ce instalați torrentul, trebuie să vă închideți antivirus, că s-ar putea să zic că am handicap pe virus, dar nu să zic. Și pur și simplu instalați, vă dă un link torrent. Există link-ul, versiunea de 20 GB care este jocul tot. Și există cel de 33 GB care cuprinde jocul, adică Bioshock Infinite, plus Bioshock 1, Bioshock 2, Bioshock Infinite Barrel at Sea 1, Bioshock
Infinite World at Sea 2 și Bioshock Infinite Crash in the Clouds. Deci aveți 3 DLC-uri, cele 3 Bioshock-uri, între doar 33 de giga, cred că în 3 sau 4 arhive și unul este în Stellar la arhive. Deci ce va trebui să faceți, eu acum nu pot să fac, ce va trebui să faceți este doar să dați pe Stellar, să alegeți unde vreți să instalați și îl va extrage automat din fiecare arhivă. După care, dacă, de exemplu, s-ar putea de, să fie oricum să vă ceară crack ca să jucați, ori fără, nu știu, deci n-am încercat ca să vă zic, dar știu exact ce are în el și dacă are crack-ul puteți găsi oricum. Foarte ușor. Și luați crack-ul, puneți acolo un folder și atât. O puteți juca, da. Adică, eu știu că merge cam mult în au folosit și a plăcut. Cam atât și cu acest tutorial, știu că n-am mai filmat de mult, dar nu am prea avut timp, dar mă rog, ne revedem data viitoare.